se cunoaște pomul după roade, spune Mântuitorul Iisus Hristos. Ei, acest tânăr, asupra căruia se oprește Iisus, este un copil de părinți care frecventează templu. Erau tot timpul la rugăciune. Și el se afla tot la biserică, când Iisus l-a întâmpinat și l-a văzut, pentru că credea că de acolo poate să vină izbăvirea. Și nouă ne poate veni izbăvirea doar de la Dumnezeu, nu neapărat de la biserică și de la preot. Prin preot iei Sfintele Taine sau primești Sfintele Taine ale Bisericii, cele șapte, sau primești Euharistia sau iertarea și dezlegarea de păcat, dar credința totală tu trebuie să o ai în Dumnezeu. Nu poți să spui, nu mă duc la biserică că este preotul stricat, eu mă duc la biserică că e prezent Dumnezeu, mă duc să mă întâlnesc cu stăpânul bisericii, cu cel ce a întemeiat-o, cu cel ce a creat-o, cu cel ce a adus-o pe pământ ca noi să avem locul de comunicare și de întâlnire cu Dumnezeu. Trec peste etica morală și mă gândesc că al doilea lucru care mă arată că sunt un om credincios este modul de comunicare în societate care face parte tot din modul civilizat și educat de a fi. Și aș putea să spun ca o concluzie că între a ne agita, între a țipa, între a ne isteriza, între a ne jicni, între a ne vorbi urât, indiferent că ești la rând în autobuz, că ești la rând într-o instituție, că ești la rând într-un magazin, că ești la rând în biserică, că ești la rând la închinare sau la anafură sau la împărtășit, poți să faci dovada unui om care are în el duhul răbdării, a smereniei, a bunei cuvințe, a decenței și a reverenței și să zică cei din jur acea expresie des folosită, ce om bun și liniștit, câtă pace degajă în jur. Acela este un rod al credinței. Și acest tânăr care era aici de față i-a atras atenția lui Iisus prin simplului mod de a fi, umilit și smerit, fără vedere, chinuit acolo în neputința lui, așteptând o mângâiere. Același lucru ni s-ar cuveni nouă în momentul în care am învățat că ceea ce trebuie să primim noi, Dumnezeu nu ne ia niciodată. Așa cum folosim noi des expresia, uneori mai mult metaforică decât reală, că ce ți-i scris în frunte ți-i pus, chiar dacă avem niște lucruri scrise în soartă, cum spunem noi în destin, folosind termenul ambigu, în linia vieții, ca să folosesc termenul corect, prin multa rugăciune și prin multa străduință, noi putem schimba planul lui Dumnezeu prin mila și bunătatea Lui. Și o să întrebați cum. Am găsit odată o istorioară de acest gen. N-aș putea să vă spun unde am dat de ea, dar suna cam așa. Un om se pregătea să plece undeva și din greșeală nu i-a sunat ceasul. Supărat de acest lucru, face o plângere la firma de unde a cumpărat ceasul și spune, datorită dumneavoastră am pierdut un contract important, am pierdut o afacere importantă, am pierdut o întrevedere foarte fructuoasă din punct de vedere economic, drept pentru care cer despăgubiri morale. Că ați putut îndrăzni să creați tehnologic aceste unelte de măsurare a timpului incompetente. Și firma îi răspunde. O să vă răspundem în termen de 30 de zile. Răspunsul a venit mai repede de 30 de zile, pentru că la 2-3 zile, când el ascultă știrile sau se uită la media, vede că acea aeronavă cu care trebuia să plece el s-a prăbușit. Deci n-a intervenit nici firma care a făcut ceasul, n-a intervenit nici nimeni în mod intenționat în răul petrecut lui, prin pierderea respectivei întâlniri, ci de fapt era pronia divină care l-a salvat dintr-o anumită chestiune. Deci Dumnezeu l-a iubit
Și s-a gândit că singurul lucru prin care îl poate ajuta este acel instrument de măsurare a timpului care n-a sunat la timp și i-a dat peste cap programul. Și atunci, el din rușine n-a mai anunțat firma care și ea la rândul ei știa această informație și a lăsat timp ce a spus firma să-și dea răspunsul. Cei de la firmă, în schimb, au scris așa în răspuns. Ne cerem scuze în mod real că dumneavoastră ați întârziat și ați pierdut afacerea, dar așteptăm și de la dumneavoastră mulțumiri prin faptul că ceasul nostru nesunând va salva de la moarte. Deci care și cui este dator? Deci, vedeți, Dumnezeu poate face lucruri cu taxă inversă. Deci noi să gândim că Dumnezeu ne vrea un rău în viață și totuși în spatele acelor rele pe care noi le vedem rele să existe un bine. Același lucru vine Iisus să le explice ucenicilor lui, nu mai judecați lumea la prima vedere, nu mai luați decizii la prima imagine, nu ascultați și nu mai credeți tot ce auziți, nu spuneți tot ce știți, nu faceți tot ce puteți, lăsați pe Duhul Sfânt ca să lucreze. Și aici Iisus arată acest lucru. Trebuie să fac până acum, cât este ziua, lucrurile celui ce m-a trimis pe mine, vedeți? Deci eu nu sunt trimis la întâmplare, ci sunt trimis în lume să o restaurez, să o înviez, să o ridic din păcat, să o curăț din greșeale și să o scot din suferință. Căci n-a suferit să vadă neamul omenesc ispitit de diavol și chinuit de stricăciune, spune rugăciunea. Dar dacă vine noaptea, nimeni nu mai poate să lucreze. Adică atunci când nu mai există dram de credință, când nu mai există dram de încredere, Dumnezeu nu mai lucrează. Și noi am putea spune că trăim aceste clipe în care peste noi a venit de mult noaptea fiind în plină zi. Noi suntem la amiază acum. Dar pentru noi nu există, repet, nu există noțiunea că Dumnezeu ar putea ajuta. Și o să spuneți, da, de ce, părinte? Da, eu cred în Dumnezeu. Suntem prea puțini cei care spunem, da, Dumnezeu poate ajuta, în raport cu cei mulți care ar trebui să creadă că Dumnezeu poate ajuta și aici poate ați putea să dați o interpretare. Păi da, când nu mai sunt creștini la biserică, preotului nu-i convine. Preotului îi convine și atunci, din ce motiv? Cât timp nu s-a desființat munca, nimeni nu moare de foame. Dar în momentul în care se ridică harul lui Dumnezeu de peste om sau de peste lume, munca nu mai este favorabilă nici celui ce merge la biserică, nici celui ce nu merge la biserică. Dumnezeu ridică harul de la toți și pedepsește atunci când trebuie să trimit o plagă, că așa spune, plouă peste drept și peste păcătoși, răsare soarele peste drept și păcătoși, deopotrivă, pentru că Dumnezeu iubire, dar și când vine o încercare, deși Mântuitorul a spus foarte categoric, să nu smulgeți niciodată neghină până nu vine vremea spicelor culesul, ca nu cumva să stricăm spicele de grâu. Vedeți, deseori când vine o nenorocire, o calamitate naturală, nu spune aici apa, nu trec, că ăsta e credincios. Îi ia pe toți într-o viteză. Numai că cel credincios depășește cu alt cuget, cel necredincios fie că învață ceva, o tratează ca o coincidență, sau aș putea spune, culește și mai rău. Spune mai departe Mântuitorul Iisus Hristos, atât cât sunt în lume, eu sunt lumina lumii. Deci atât cât avem biserică și Sfânta Liturghie, îl avem pe Dumnezeu. Atât timp cât avem biserică și Sfânta Liturghie, avem lumina lui Hristos, că așa cântăm la sfârșitul Sfintei Liturghii, am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel Ceresc, am aflat credința cea adevărată, nedespărțitei Sfintei Treimi, închinându-ne că aceasta ne-a mântuit pe noi. Și acum intru la morala duhovnicească, pentru că așa începe partea a doua a Evangheliei. Deja suntem spre final, să nu credeți că e prea lungă. Deci am început cu morala socială. Prin natura de a fi oameni, avem datoria de a nu ne cobori sub nivelul uman. Poate auziți deseori, când folosim expresia
împotriva cuiva ești sub orice critică. Adică nici critica nu mai folosește. Ai depășit nivelul uman, ai trecut sub nivelul uman. Deci ești un om cu care nu se poate discuta. Ei, în morala duhovnicească lucrurile stau altfel. În morala duhovnicească căderea poate fi și o încăpățânare, deseori și o părere de sine, deseori și o exagerare într-o idee. Spunea cândva părintele Arsenie Păpăcioc, un mare duhovnic de la Constanța de la Mare, că și atunci când ai dreptate, pacea e mai mare ca dreptatea, și spune să ai de 5 ori dreptate și totuși să lași pacea. Pentru că pacea e mai mare ca dreptatea, spune de 4 ori. De ce lucrul ăsta? Poți să ai dreptate și să ucizi, și am fi îndreptățit să o facem. Poți să ai dreptate și să jicnești, și am fi îndreptățit să o facem. Poți să ai dreptate și să jicnești, și am fi îndreptățit să o facem. Poți să ai dreptate și să pedepsești, și am fi îndreptățit să o facem. Dar Apostolul Pavel vine și spune așa. Dragostea toate le iartă. Dragostea nu se trufește. Dragostea nu se mândrește. Dragostea nu caută ale sale. Dragostea nu ține minte rău. Dragostea nu se răzbună. Dragostea toate le iartă, toate le crede, dragostea nu cade niciodată. Și noi folosim deseori proverbul popular că niciun proverb nu are întâmplarea lui, ci are corespondentul în Sfânta Scriptură. Când îi dragoste puțină, la toate găsești pricină. Deci, vedeți? Tu poți să-ți cauți dreptatea din orice pricină. Dar când îți cauți dreptatea în numele lui Dumnezeu, cauți pacea și o urmează pe ea, spune psalmistul, și vei trăi în veacul veacului. Iată, acest orb s-a împăcat cu conștiința că Dumnezeu i-a dat această cruce de dus, vă dați seama, la vremea respectivă, inoperabilă, netratabilă, suntem în plin secolul I, când știința era pe vraci, pe tămăduitori, sau doctorii care erau la vremea respectivă, cu leacuri, să spunem, naturiste sau ce să știa la vremea respectivă. Și totuși, el a zis, asta e crucea mea, trebuie să o primesc așa cum este. Deci își arată partea duhovnicească prin supunerea conștiinței voii divine. Este actul cel mai înalt prin care noi putem găsi tot timpul pacea interioară. Că tot Apostolul Pavel vine și ne spune. Roada Duhului Sfânt, când omul are pe Duhul Sfânt în el, este pacea, este bucuria, este îndelungă răbdarea, este smerenia, este curăția, este facerea de bine. Cum spune acolo? Împotriva lor nu este lege. Deci n-ai ce lege să pui împotriva binelui. Și atunci, Iisus Hristos lasă toate acestea, se prezintă ca lumina lumii, cum v-am spus că el era lumina lumii, și se apleacă ușor jos, vă dați seama câtă lume stătea acolo gata să vadă o minune. Iar Iisus face un gest pe care nu l-a făcut nimeni. Pune pe limbă scuipat, amestecă cu puțină tină, unge pe ochi și Dumnezeu fiind, ce spune? Așează acolo tot ce lipsește, așa cum este porunca cea din veac. Ca omul să audă, să vadă, să vorbească, să aibă inteligență, să aibă rațiune după chipul și asemănarea noastră. Ca așa am poruncit să-l facem pe om. Nu-l lasă în fața oamenilor să deschidă ochii ca să apară sentimentul de înălțare de sine sau de mândrie. Și îi spune așa, mergi și te spală în scăldătoarea Siloamului. Vedeți? Deci, obiectul minunii, orbul, pleacă de acolo orb cu ochii unși de tine. Ce or fi zis cei de față când au văzut lucrul acesta? Cred că a făcut o glumă cu el. Noi n-am trăit contemporani cu Iisus să vedem câte ironii se puteau face și atunci la adresa lui Dumnezeu. Pentru că și atunci se făceau suficiente ironii. Pentru că paralel cu Iisus erau foarte multe curente
teologice, ca să folosesc așa un termen bisericesc. Unii erau împotriva învierii, unii credeau în înviere, alții nu credeau în înviere, alții țineau de legea cea veche, alții aveau alte concepte, lumea era amestecată. Deci părerea despre Dumnezeu era total diferită.